Creșterea prețului la consumatorul final nu a fost o dorință a furnizorilor de energie. Din păcate, în ultima perioadă, pe piața de energie electrică au fost înregistrate creșteri istorice, am putea spune, ale prețurilor de achiziție, atât la nivel național cât și pe plan internațional, fapt ce a condus la o creștere semnificativă a prețurilor pentru clientul final în toată piața de furnizare. De menționat însă că la consumatorul final creșterile nu sunt în aceeași proporție în care s-au manifestat în piața angro. Au realizat demersuri suplimentare pentru a preîntâmpina efectul și fac eforturi în continuare pentru a menține prețurile din contracte. Însă în condițiile actuale, datorate prețului de achiziție în continuă creștere, sunt necesare unele ajustări pentru a asigura un echilibru menit să ofere fiecărei părți efecte utile. Aș dori să menționez și faptul că furnizorii plătesc toate serviciile din amonte, adică transport, distribuție, certificate verzi, taxe de cogenerare, taxe pe valoare adăugată și toate acestea limitează marja de acțiune a furnizorului.